trebuie să mai comentez cum ar fi cele legate de ea, să-ți vezi viața vreau. Ta. Eu vreau să comentez cât vreau eu, pentru că e o falsă. Nu dai seama. Eu nu am făcut nicio chestie legată de rasă și alte chestii, cum mă simt eu vizată de fiecare dată când... Da, exact. Au fost anumite comentarii care s-au făcut în timp și na, fiecare are felul lui. Nu, că tot ți-a uitat la material, tot comenta Alina lângă mine. Ce te interesează? Că nu știu ce. Tot comenta în adresa Isaac. Deci eu mor când îmi spune frate cineva că cred că ești venit din Mahala, mor. Mor și uite, aici... Ei, dai cu nejustificație și cum, pe bune, hai să nu vorbim de alte chestii, că după mă provoci să zic eu, să nu mai fiu crucea roșie. Da. Na, asta vrei? N-aveai pe ce plângeați? Și în plus, calm. De la cine? Really? Dar nu e vorba de asta, Ana. Am auzit la mai multe persoane din casa asta treaba asta cu Mahalaua și știți foarte bine că au început după ce am zis că tata e... Frate, nu, n-au început de atunci. Ba da, fix de no. Acolo. Ba termină prima care a chestia asta a fost Maria. Termină cu prostiile. Și știu că toată viața mea am pus pusă la zid pe mai, chestia da, asta. Ideea e în felul următor. Hey. Nu plânge, acum chiar mă super. Ideea e în felul următor. Eu, deci, eu când aud că îți spune cineva Mahala sau că nu ești din Mahala sau așa, ce eu îl percep în contextul de certăresc, nici de cum de unde provii tu, ce treabă are? Ascultă-mă. Ce treabă are? Dar eu dacă mă nășteam nu știu unde sau ea, ce treabă are? Nu contează ce religie ești, nu contează ce culoare ai, nu contează ce rasă ești. Ce treabă are? Exact. Ce treabă are? Eu pe mine acolo mă duce gândul, că zice de faza cu Mahala, acolo mă duce gândul, nu știu cine, nu știu cum. A, că nu știu ce. A, Mahala. Ei, culmea, eu am casă fix în centrul orașului și nu-ți venit din Mahala. Fiecare are treaba lui. Din singură, că nu știu ce, că... Ce e vorba asta? La ce se face referire cu clățănii din singură? Alina! Ia gura mare, ia! 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 Ai dat întotdeauna frumoasă. Mă oftică, frate, situația asta, că nu pot să zic nimic. Nimic. Ce? Dar nici n-are rost. Da. Are un rost? Păi și atunci... N-are sens să... De ce îți consumi energia inutil? Eu nu știu, eu în locul tău aș fi lăsat-o moale de tot. Moale de tot. Pentru că nu are sens, atâta ceartă n-are sens. Atâtea chestii, dă-i pace. Azi vorbească singură, oricine din casă. Mai ales, dar ai văzut-o cum a venit și s-a pus pe scaun aici și ai zis, frate, eu stăteam aici. M-a ridicat să iau un măr. Eu l-am găsit liber, eu mă așez aici. Dar te rog frumos, dă-te că eu stăteam. A stat un pic și a plecat. Ca să vezi cât de rei care e pe ea de scorpie. Aoleo, Iza! Și mai stai și cu mine în cap. Eu iar mă mut sub scări. Termină cu prostii, nu te mai dă ceva acum pe bune. Stai liniștită, chiar dar nu suport. Mă, deci n-am avut un om în viața mea să-l detest atât de tare cum o detest pe asta. N-am avut. Deci crede-mă că n-am avut. Mi-e scârbă numai că îi văd pata aia. Că o știu că e falsă. Ce măi? Niciun măi. E falsă, frate. E falsă. Și ce treabă ai tu? Ai de ceva la demonstrație la cineva? Nu vreau să demonstrez. Vreau să-și asume chestii. De ce nu poți să fii tu? De ce perezi pe toată lumea? De ce pozezi tu un victimă că nu ești? De ce? Și ce treabă? Cu ce tine? Că mă înțeapă și pe mine, e la fel cum înțeapă pe toată casa. Dă-i pace, dă-i pace. Nu pot să urăsc sau să... Dar nu o urăsc. Mi-e silă, doar așa, atât. Nu pot să detest un om pentru chestii. Nu, atâta e el. Tu ești tu, ea, eu considerai considera așa și mai departe. Corect, n-are nici... Și tot atâta, n-ai tu să demonstrezi, să scoți la iveală caracterul sau nu știu ce, sau să justifici sau să joci jocuri de genul ăsta. Life is short. Sergio, ai făcut fețe-fețe pe fețe, timpul fețe. Difuzării imaginilor. Faci față, faci bani. Da. Referitor la Isabela, în primul rând, vreau să încep cu ea. Cred că ea se simte un pic amenințată, pentru că Alina, știm prea bine, a fost la duel cu Adelina și a scos-o. Tind să cred... Adică, ea ar crede că și Ana Maria va fi scoasă de Alina, fiind la nominalizări, da? Și știm prea bine că Alina este pe locul 4 și Isabela pe 5.
Și Alina, câte ori a fost pe ultimul și loc? Și se teme că săptămâna viitoare să nu fie pusă în ipostaza aceasta, de a fi Adelina, Isabela cu Alina. De aceea face acest mare tam-tam. Referitor la Alina, de la bun început, de când ai dat în casă, nu cred că aș trebui să se facă plăcută. De toată lumea îi sare în cap tot timpul. Dar tu ce părere mai ai despre Alina? Ce părere mai am? Este aceeași pe care o cunoșteai tu sau s-a schimbat Alina? Păi nu, e aceeași care o știu eu, dar acolo fiecare merge cu un scop. Fie că îl spune sau nu îl spune, da? Noi ne putem gândi la orice chestie. Chiar dacă cineva intră în competiție și spune că vrea să se mărite, în capul lui poate să fie altul scopul, da? La fel cum și eu pot să spun la fel. Sau fiecare de noi. N-am cum să zic că este falsă. Eu n-am cum să spun chestia asta, pentru că eu știu cum se comporta afară și cum o văd aici. Dar în privința în a forma un cuplu cu cineva, este reținută și acum văzând cu toții că a făcut pași spre Radu, dar Radu nu o vrea. Și toată lumea încă are ceva cu ea. Pentru că n-a știut să se facă plăcută, în primul rând, ca și om printre ceilalți oameni. Și Isabela uneori exagerează cu ce spune și cu jigniri. Ea nu e să jignească, o cunosc și n-am auzit chiar așa să jignească ca la ușa cortului în comparație cum a făcut-o Isabela. Fiecare să nu-și uite scopul pentru care a venit în această emisiune. Fiecare din ei. Nu spun doar de Alina. Bun, dacă tot aduci aminte de scopul pe care fiecare îl are în emisiune, eu aș vrea să-ți adresez o întrebare, direct, frontal. Da. Tu mai susții pe Alina? O susțin. Când e să... Așa cu vehemență sau... Nu, uneori când văd că lucrurile degenerează și văd că ea nu are dreptate, spun lucrurile astea, cum le-am spus și până acum. Dar tu o mai înțelegi pe Alina? Pe eu n-am înțeles-o niciodată pe Alina. Da. Asta e problema. Am încercat să înțeleg, dar n-am înțeles-o. În unele situații. De afară vorbind și... Părerea ta e în continuare bună despre Alina? Nu pot să zic că am o părere bună sau rea despre ea. Joacă cartea. Cum o știu eu de afară, cum o cunosc eu și cum o văd aici, cum se comportă. Nu pot să zic că o părere rea sau bună. Aici joacă cartea. Din prisma faptului că ea încearcă să apropie sau nu de un băiat. Nu pot să-mi dau cu părere așa. O părere, o fată, cum am cunoscut-o eu. Nu știu, simplă, modestă, ce mi-a lăsat mie impresia, dar nu... Fiecăruia, ea, în casă acolo, a lăsat o anumită impresie. Mie mi-a lăsat o anumită impresie concurentelor de acolo sau colegilor de competiție, o altă impresie. Tuturor nu i-a lăsat o impresie bună. A doua întrebare frontală. Ai avut vreodată impresia că Alina minte? Da. Și mă refer afară cu mine, în unele situații. Nu, eu mă refer aici, în casa Mireasa. În casa Mireasa? Nu văd, adică să mintă legătura cu ce? Nu știu, tu să-mi spui. Nu. Dacă nu s-a lipit nimic de ea, asta înseamnă că nu s-a făcut plăcută. Repet. Dar te place așa cum ești. De mințit, cum am mai spus și mă repet, dacă ai venit într-o emisiune și ai susținut că vrei să te măriți, da? Așa a spus, da? Corect? Da. Să vedem dacă chiar se mărită. Aștept și eu în momentul ăsta. Altă întrebare. Dar totuși... Altă întrebare. Nu cred că se va întâmpla asta. Eu nu cred că se va întâmpla. Tu crezi că Alina e o persoană răutăcioasă? E că răzbunătoare? Nu, chiar răutăcioasă, nu răzbunătoare. Mă refer la faptul că, uite, spre exemplu, Isabela a reclamat faptul că s-a așezat pe scaunul ei, deși... Aici n-am cum să-i dau orgolioasă, poate. Copilării. Exact. Te parcă ar fi scris pe scaunul acela Isabela. Da, mă, dacă te zici și... Da, există o metodă de tortură care se numește picătura chinezească. Da, așa. Te rup. În situația... Uite așa, dai nu cu lingurița, cu picătura. Azi o picătură, mâine o picătură, poi mâine trei picături. Și tot așa, până când dai pe din afară. Da. Așa o fi ea sau o fi strategia ei, nu știu. Nu. Sunt oameni care nu te plac pur și simplu așa, fizic, nu te suportă, nu că le-ai făcut toți ceva. Toți? Da, fiecare are un motiv anume. Cei din anume. Casă sau majoritatea celor din casă, a fetelor? Toți. Da, este o competiție. Și Laura, când, și pentru toate celelalte suntem într-o competiție. Da, dar ea fiind singură... Ea ți-a e o competiție, Laura. Clar.
Asta am și spus și eu, dar fiind singură, fetele din cuplu aveau impresia că iubiții lor cochetau cu ea. Laura, în viață există competiție pentru orice. Clar. Competiție pentru locul de muncă, competiție normal pentru iubit, competiție pentru copii, competiție pentru a prinde ultima prăjitură din raft de la cofetărie. Totul este o competiție, cine alargă mai repede și prinde tramvaiul. Da, și probabil și ea din orgoliu nu a lăsat-o pe Costinea. Nu neapărat că n-a, e cea mai răutăcioasă. Fiecare avem o parte răutăcioasă în noi. Laura, văzând materialul, declarațiile Izabelei ce le-a făcut fetele, n-am văzut să nege. Deci, ca și cum ar fi aprobat toate aceste declarații pe care le-a făcut Izabela. Deci și fetele au aceeași părere. Chiar toată lumea în contra ei? Exact. Ceva se întâmplă, nu? Eu mai zic ceva. Mergem pe principiu, nu există foc fără fum? Corect. Invers, fum fără foc. Da. Da, să ne amintim, da, nu este un exemplu tocmai bun, dar într-o clasă de elevi, când unul este marginalizat, este fix persoana timidă care nu răspunde. S-a vorbit despre bullying și în casa Mireasa. Și dau în ea și nu face nimic rău acea persoană. Deci, aparent, poate. Da. Laura, țin să-ți aduc aminte că la mine în sezon s-a întâmplat la fel și tu știi foarte bine cu ce persoană și culmea că greșelile au fost și, am greșit și noi, dar a greșit și ea. Adică totuși a fost ceva la mijloc, nu? Da, clar. Acum așa Alina, normal că răspunde cu, cum am spus, nu a vrut să se ridice de pe scaunul ăla pentru că are și ea o parte de răutate în ea, cum fiecare o avem și nu pot să spun că Alina gata, este perfectă și... Păi tu asta insinuezi. Până la finalul competiției, niciun caz. A mai intrat un băiat acum, Radu, vă spun eu, din... Așa, din vine mie intuiția acum. Hai, astrologule, zine. Radu nu va face cuplu cu ea niciodată, ever and ever.